Cine susține alt calendar decât calendarul ceresc se războiește cu Creatorul, iar cine este indiferent de mecanica cerească ar trebui să-și revizuiască poziția. Ezechiel 1:16. Înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute păreau de hrisolit și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți. Cinzecimea este prima grupare de 7 săptămâni. 7 ori 7 săptămâni lunare dau 49 sau un an lunar, 48 de faze, plus o fază important pentru un an. 7 ori 7 ori 7 săptămâni lunare dau 7 ani, 49 ori 7 sau 343 de săptămâni sau 7 ani, 48 faze ori 7 plus 7 faze important pentru anul sabatic. 7 ori 7 ori 7 ori 7 săptămâni lunare dau 49 de ani sau 2401 săptămâni sau 49 de ani lunari plus 49 de faze, deci încă un an important pentru anul jubiliar. Coloseni 2 de la 14 la 17. Coloseni 2 cu 14. El a șters însemnarea cu tot cu regulile ei care era împotriva noastră și ni se opunea, a luat-o și a pironit-o pe cruce. A dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Coloseni 2 cu 16. Așadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați și ce beți, sau cu privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi de șabat, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Trupul însă este al lui Iahușua. Fraza, zapisul cu poruncile, este tradus de Keir Grafon, Tois, Dogma Sine, și nu apare în altă parte în scriptură. Nu avem o a doua mărturie. Aceasta nu înseamnă legea lui Moise sau legea ceremonială, deoarece fraza legea lui Moise este în Vechiul Testament, în greacă, Septuaginta, de multe ori, și Keirografon, Tois, Dogma Sine, nu a fost folosit niciodată. De asemenea, cuvântul grecesc pentru lege, nomos, nu apare niciunde în toată cartea Coloseni. Totuși, de la descoperirile arheologice, cercetătorii au învățat că aceste fraze au o semnificație în termen de afacere, legătura sau certificarea datoriilor cu cerințele sale. În primul secol a fost scris un proiect de lege pe o tăbliță de lut. Când a fost plătită în întregime, un cui sau un vârf a fost introdus în ea, tableta spărgându-se, anulând înregistrarea datoriilor. Ce record de datorii se înregistrează împotriva ta în ceruri? Ce datorie care nu se rambursează dori să fie ștearsă? Psalmii 51 cu 1, Psalmii 51 cu 9, Isaia 43 cu 25. Petru este de acord, Fapte 3 cu 19. Psalmii 51 cu 1. Ai milă de mine, Iahua, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Psalmii 51 cu 9. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Isaia 43 cu 25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Fapte 3 cu 19. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Iahua ca să vi se șteargă păcatele.
ca să vină de la Yahua vremurile de înviorare. Acest termen zapis nu se referă la un cod de legi, legea morală sau cea ceremonială, ci la un registru de păcate, o evidență privind povara păcatelor săvârșite de om. Unele traduceri ale Bibliei, cum este cea a lui Nițulescu, afirmă despre acest zapis și l-a ridicat din mijloc, ceea ce ne trimite la imaginea unei săli de judecată în care mijlocul sălii era ocupat de martorul acuzării. Astfel, în contextul epistolei către Coloseni, zapisul, care stătea împotriva noastră, este martorul acuzator, registrul sau evidența păcatelor noastre, pe care Iahua le-a șters cu sângele jertfei lui Iahușua, îndepărtându-l din sala de judecată. Astfel, Apostolul Pavel ne vorbește aici despre plenitudinea iertării oferite de Yahua, care prin sângele curs pe Golgota, a fiului său, a anulat, a înlăturat, a șters și a pironit pe cruce zapisul păcatelor noastre, care era împotriva noastră, acuzându-ne.